Eu cred că respectarea Consiliului Local, a instituției, nu a lui Iacob sau a lui Dogaru sau a lui Căciulă, a instituției Consiliului Local, trebuie să... Când terminați, îmi spuneți că ați pot continua, că pentru dumneavoastră vreau să spun. Cred că discutarea... N-am terminat. Aveați un discurs. Domnul președinte, n-am terminat. Dați-i cuvânt după ce termină. Păi, dar nu, așa stricăm ședință. Păi, domnul Căciulă, haideți să discutăm un lucru. Cred că atitudinea... Am o rugăminte, dar n-am terminat. Domnul președinte, n-am terminat. Vine și se adresează mie. Fiecare punct de pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de la Huș contestat. Consilierii s-au înghesuit să ia cuvântul, vizibil deranjați de atitudinea primarului și de deciziile luate de acesta. Da, dar nu credeți că ar fi fost mult mai corect să nu mi-l povestiți dumneavoastră acum, că oricum... N-am înțeles nimic. Dacă mi-i puneați, nu mi-i, în proiectul de hotărâre, toate astea abonate așa cu acelor că a fost corect, că eu nu li găsesc nicăieri. Ce-i drept? N-am stat să afun toate anexele, anexa 1, 2, 3, 4, pe like, toate cele 4 abonate dau, sunt convins că dau 149 miliarde lei. Cred că așa ar fi normal, o adunare simplă. Nu doar vă întrebam că Consiliul Județean își asumă că va plăti 44 de miliarde, dar nu spune nicăieri în adresa care a venit de la ei, spun așa, lucrări ce se vor finanța de Consiliul Județean, alimentări cu apă, 18 miliarde, lucrări de canalizare menajeră, 16 miliarde. Manuel, lucrări de nu știu ce. Domnul președinte, aveți perfectă dreptate, cred că dacă era scris, dacă era scris, înțelegeam și noi ceva. Așa, chiar n-am înțeles nimic, ba mai mult. Dacă domnul primar ne-a spus ceva aici, ar trebui să-l credem pe cuvânt, ceea ce mie și multora colegi este foarte greu. De la scandal și până la jigniri, nu a fost decât un pas. Haideți un pic să înțelegem foarte bine, pentru că dacă l-ați fost în acel mandat și ca și în altele. Tu ești vinovat, Căciulă. Domnul Iacob, vă rog frumos, nu mă prerupeți, dacă vreți să ne respectăm unul pe altul. Nu găsești topogramul care mi l-a prezentat. Nu găsești topogramul. Că nu-i vorba de voință, nu-i vorba de bani. Doamne, dați și mie copaci. Și vreau să spun un singur lucru. De așa am venit de la 8600, cât a dat vremea lui Stati. Acea sunt în cei mozari și sunt din speciile astea de aici, Fortisia. Sunt de numele latinale lor. I-am transmis nu de acum și vreau să vă spun un lucru. Deci ăsta 265 din asta în speciile. Iar în proiectul tehnic... Decorativ obișnuit. Și aici sunt 265. Nu, 265 de bucăți. Și ca programul circului din Consiliul Local Huș să fie complet, nu au lipsit nici numerele de acrobație, de această dată cu foile. Vreau să deschid investiția de la apă canal. La poate găsiți eu soluții mai repede, că unii sunt economiști, unii sunt specialiști, nu am pe acolo. Deci, vreau să dăm drumul la investiția aia de 371 pe care ne-am propus-o, dar în același timp, articolul 5 de legea de buget îmi spune că sunt continui investițiile în curs. Investițiile în curs sunt cele de... Așa se poate, pentru că este... Pe fonduri europene. Ioan Ciupilan a avut la fiecare luare de cuvânt a colegilor săi o altă față, că doar așa este bine unui veritabil politician. Și când scandalul era mai întoi pe o problemă spinoasă, investiția de milioane de lei în parcul de la Recea, edilul s-a ridicat și a plecat fără a spune un cuvânt. Vreau să vă supun la vot, domnul primar are în proiectul de hotărâre trei variante, da?
în care există și de primarul sau sunteți cu SLU? Sunteți cu primarul sau sunteți cu SLU? Eu vă întreb o chestie, sunteți cu primarul sau sunteți cu SLU? Ce vreau? Să fac invizibilă jocul de acolo. Vă propun să votăm pentru... Când, domnule? Să faci odată proiectul. Dar eu văd că atitudinea trebuie să-mi permanențe cu primarul. Cum divergențele dintre consilieri și primari sunt destul de adânci, foarte probabil la viitoarele ședințe va continua circul.